Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! Pentru ședința ordinară de astăzi, prin dispoziția numărul 211 din 24 august. Sunt prezenți 12 consilieri locali fizic, 2 consilieri online, doamna consilier Botezatu și domnul consilier Țaină. Lipsește doamna Soloschi, nu știu. Învață pentru examen, nu are examen de graduri. Eu urăm succes, da. Succes, da. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă aveți obiecțiuni asupra procesului verbal de la ședința anterioară, dacă nu, supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Rog pe domnul președinte să preia conducerea lucrurilor. Proiectul ordinii de zi a celei de-a 52-a ședințe din al 8-lea mandat al Consiliului Local are 8 puncte. Punctul numărul 8 a fost retras. Și mai sunt două puncte suplimentare. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul ordinii de zi, cât și cele două puncte suplimentare. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Dau citire. Da? Primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Slănic Moldova. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primar orașului. Deci, în... Votați ordinea de zi. Nu am votat ordinea de zi. Da, proces de vot. Da? Bravo. Bună ziua și bine ați venit la ședința de Consiliu Local de astăzi, ședința ordinară pentru luna august. Vă mulțumesc pentru participare. Bugetul de venituri și cheltuieli aduce 80.000 de RON în plus și i-am distribuit pe niște obiective prioritare. Așa cum am discutat în comisie, nu vreau să rămână la să insistăm pe asta. Dacă sunt discuții la punctul numărul 1, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 1 a ordinii de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2023, orașul Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Pe lista de investiții nici nu apare ceva nou, nici nu scoatem ceva, doar echilibrăm niște sume ca să fie suficiente pentru a face investițiile respective. E vorba de căsuțe comerciale și de proiectul cu arile protejate pe POIM. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți la punctul numărul 2. Dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 2 a ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru reglementarea situației juridice a terenurilor deținute de SCO în România Comunicate ESA, teraza orașului Slănic Moldova, strada Vasile Alexandrii. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Ați primit explicații în comisii? Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aici aș vrea să precizez pentru cei care urmăresc materialul filmat, clădirea, corpul de, clădirea cea mai apropiată de la Rom Telecom de primărie, chiar lângă primărie, este o clădire care a fost construită pe o suprafață mai mare decât cea concesionată. Noi din 2017 am sesizat Rom Telecomul la vremea aceea, care astăzi se cheamă Orange, și am avut mai multe comunicări, am și aprobat în Consiliul Local niște am agreat niște o modalitate de a continua această concesiune. Dumnealor ne-au trimis în sfârșit în luna august o adresă prin care ne comunică că sunt de acord cu propunerea noastră din 2017, respectiv ca parterul și etajul 1 al clădirii, corpul D, să fie date în comodat către Primăria Slănic Moldova cu amenajarea și separarea utilităților în așa fel, pe toată durata existenței construcției. În sensul acesta, primăria ar avea o sală, sala respectivă de
ședințe este o sală potrivită chiar și pentru Consiliul Local, pentru cununii civile sau alte nevoi ale noastre. Parterul clădirii găzduind două spații pe care încă ele au fost gândite ca garaje, dar noi sperăm să le putem da funcțiuni care să ajute să eficientizeze. Mă gândesc la cât urcă cetățenii să plătească apa până la etajul 2 sau alte activități care ar putea fi desfășurate mult mai prietenos pentru cetățeni. În sensul acesta, acordul dumneavoastră de prelungire practică a concesiunii terenului aferent acestei clădiri și înțelegerea noastră ca să preluăm fără alte obligații financiare, cu obligația de a întreține, că asta este o obligație care derivă automat în momentul în care primești un spațiu, să primim aceste spații și dumnealor ne-au spus că în 45 de zile dumnealor pot face amenajarea respectivă, igienizare și separarea circuitelor, inclusiv din punct de vedere al securității la incendiu, se pot separa, se face un zid între cele două clădiri și se poate împărți, se pot împărți funcțiunile. În acest sens, sper să fiți de acord cu proiectul de hotărâre. Dacă sunt discuții la acest punct, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră punctul numărul 3 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoare SCD-ul Gazgridie S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețea și racord gaze naturale, presiune redusă, Slănic Moldova, strada cu râul Tudorache. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea noastră punctul numărul 4 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu? Mulțumesc. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre prin aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SCD-ul Gazgridie S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor din investiții, extindere rețelei și distribuție publică 20 KBA, în vedere acordării a 4 locuințe tip bungalow, spațiu de recreere pe strada Nebășescu numărul 29, oraș Slănic Moldova, județul Bacău. Domnul primar a expus în... Da, aici pentru, tot pentru cei care urmăresc materialul, dacă îmi permiteți să spun câteva precizări. În zona aceea, Poiana Verde, s-au dezvoltat foarte multe pensiuni și funcțiuni, restaurante, piscine, care au nevoie de energie, care la momentul acesta postul de transformare din apropierea podului de la Sărărie, acolo de la doamna Catințaș, nu face față. În sensul acesta, agenții economici plătesc parțial și Delgazul plătește parțial. Practic, extinderea rețelei de 20 de kV cu înființarea unui post de transformare undeva central față de aceste sus pe deal, față de aceste terenuri și, bineînțeles, eliberarea pe o porțiune de aproape 200 de metri a liniei de 20 de kV care ocupa de sarcini niște terenuri private. Acest proiect, chiar dacă va deranja în momentul în care se îngroapă aceste linii, considerăm că este necesar și va îmbunătăți substanțial și calitatea serviciilor, adică furnizării de energie, parametrii energiei electrice pentru consumatorii care rămân practic pe postul de pe care pleacă acești consumatori, ei fiind în mare parte acum racordați cu puterile mai mici, dar sunt racordați pe postul acesta. Dacă sunt discuții la punctul numărul 5. Așteptăm un pic să... Nu mă pic, că s-a întâmplat ceva mai... ...proiectului de ordine de zi. Vă rog să vă înscrieți. Dacă nu, supun spre aprobarea noastră conținutul punctului numărul 5. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare și a studiului de fezabilitate cu elemente de alii pentru obiectivul investițional reabilitare, extindere și modernizare sistemului de alimentare cu apă,
stații de tratare în orașul din Moldova, județul Bacău, inițiator economist Bacău Gheorghe, primarul orașului. Da, aici aș vrea să fac precizarea că în sfârșit avem studiul de fezabilitate pentru refacerea rețelei de apă în Slănic, Moldova și pe Valea Slănicului, în sensul în care noi avem aprobați la Angel Salini suma de aproximativ 32 de milioane de RON. Proiectul să zicem în varianta optimă, pentru că era mult mai banii necesari erau mult mai mulți, este 36.838.000. La momentul acesta vă supunem aprobării această variantă, urmând ca să trecem la proiectul tehnic. În urma proiectului tehnic va rezulta o variantă mult mai aproape de realitate, urmând ca licitația, după ce se scoate la licitație, prețul, contractul pe care o să-l semnăm la momentul respectiv este suma, practic, care va fi necesară. După ce sperăm noi foarte curând să semnează contractul, după aceea, foarte curând însemnând în 6 luni de zile, pentru că proiectarea durează minim 3 luni de zile, fiind o proiectare foarte grea, având în vedere toată Valea Slănicului cu toate problemele care sunt. După ce se semnează, noi vom cheltui prioritar banii de pe Angel Salini, 32 de milioane de RON, și abia la final, în funcție de dacă mai rămân lucrări de executat sau care nu o să fie necesare sau mai e nevoie de lucrări suplimentare, o să venim în fața dumneavoastră să cerem sprijinul sau poate până atunci guvernul, finanțatorii vor decide că putem să actualizăm suma în funcție și de eventual bani care ar rămâne de pe alte proiecte. În sensul acesta, anunț pe cei care urmăresc materialul că suntem aproape de a reface rețeaua de apă, în special în stațiune, în oraș, și în stațiune este necesară pentru că rețeaua are 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani în unele locuri și are probleme atât pe partea de rezistență, de uzură a conductorilor, dar mai ales pe dimensionarea ei, care nu mai corespunde nevoilor actuale. Dacă sunt discuții la punctul numărul 6, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 6 a fost în ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu, mulțumesc. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către serviciul de transport public local de persoane din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, autovehiculului Dacia Logan MCV ESL Prestige Plus TCE 90. Domnul primar a explicat care este situația. Este necesar ca acest serviciu să primească un autoturism pentru transportul în interesul serviciului personalului. Da, când permiteți, domnul președinte, să mai adaug ceva. Vă spun că anul trecut, la 1 aprilie, când am preluat serviciul de transport, adică am înființat serviciul și am preluat telescaunul, eram îngrijorat de cum vom reuși să facem sustenabil acest serviciu. Astăzi, în urma analizei pe care am făcut-o, suntem într-o situație că avem deja disponibil, doar din veniturile pe telescaun, avem disponibilă suma de 137 de mii de RON și avem venituri din taxa de parcare pentru iulie și parțial august, adică la zi august, 197 de mii de RON. Respectiv, bine, o să plătească 40% la primărie, că așa este contractul de delegare, respectiv, vă spun că este încă un obiectiv bifat de ceea ce înseamnă eficientizarea unor servicii și a unor aspecte din unor intenționăm să îmbunătățim acolo sus, să achiziționăm și o să venim în luna septembrie cu un plan de investiții, pentru că sunt anumite nevoi ale serviciului care ies din zona de obiecte de inventar, dar vom face cât mai multe atracții sus,
inclusiv pentru copii, ceva de joacă, de extindem în așa fel încât să facem atractivă această zonă și, bineînțeles, să creștem și numărul de angajați. Noi am mai angajat încă 2 persoane, acum sunt 11 persoane și cu 2 câte, 5, câte 2 ore diferențiate, electricianul și un... Da, dar mai mult de atât, acum trimitem la calificare și vom avea... Vreau să vă spun doar că sunt foarte bucuros că la momentul acesta nu mai avem grija acestui serviciu, că va fi pe pierdere, că nu are de unde să plătească reparații și celelalte. Și rezolvați și acolo în partea de jos? Da, o să putem face investiții acolo, investiții, anumite reparații. Ne propunem acum, dar... Să nu mai să fie un trotuar, să nu mai vină mașină. Da, avem posibilitatea să reglementăm astea. Da. Și vreau să aduc o apreciere șefului de serviciu, Ionuț Micloș, care este un de 3 luni de zile, 2 luni și jumătate de când este angajat, a dovedit că știe să facă un management bun și sunt foarte bucuros pentru asta și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Da, și încă ceva, vă rugați să curățe grătarele acelea, că mereu sunt împlumbate și pentru că lucrurile așa, ne fiind curățate, apa e pe stradă și vine până în da. Bloc. Asta cu grătarele o să rămână la serviciul de asta. Mai ales când plouă, știți, nu e prima dată. Fiind înfundat de apa, să se ducă acolo, ea vine pe stradă. Și strada e numai pentru vișuri. După aia se duce și în stradă. Am înțeles. Da, este important. Trebuie avut puțin în vedere și asta. Dacă sunt discuții la punctul numărul 7 privind transferul autovehiculului, vă rog să vă înscriți acum. Dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră conținutul punctului numărul 7. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Nu, mulțumesc. Punctul numărul 8 se retrage și avem două puncte suplimentare. Primul punct, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 37 din 18.06.2022 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid ESA Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, conducte, distribuție și branșament gaze naturale, presiune redusă, strada Sărării, oraș Slănic Moldova. Aici, domnul președinte, domnilor consilieri, este vorba de o aprobare pe care dumneavoastră ați acordat-o pentru 164 de metri pătrați. În urma proiectului tehnic, reiese 180 de metri pătrați. De fapt, este o corecție de suprafață pentru ca cetățenii de pe strada Sărăriei să beneficieze de gaze. Dacă sunt discuții la punctul numărul 1 la suplimentar, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu sunt, supun spre aprobare dumneavoastră punctul numărul 1 de la suplimentar. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trec la punctul numărul 2 și ultimul de la suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru 2 microbuze electrice școlare, 16 plus 1 locuri, în cadrul programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizare pentru transportul elevilor autovehiculor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat. Este vorba de ghidul care s-a deschis recent pe AFM, pe Autoritatea Fondului pentru Mediu, prin care consiliile județene pot aplica. Noi vă cerem acest acord și imediat vom trimite la Consiliul Județean că suntem interesați să achiziționăm 2 microbuze electrice pentru transportul elevilor și sper să fiți de acord cu acest... Pe 8 septembrie se deschide finanțarea și probabil și Consiliul Județean trebuie să se miște repede pentru că altfel se ratează ocazia. Dacă sunt discuții la punctul numărul 2 al ordinii de zi, vorba de suplimentări, vă rog să vă înscrieți. Dacă nu sunt, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 2 de la suplimentări. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Nu. Mulțumesc. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc.